v-am găsit, dragii mei, sunt Daniel Dimache și vă invit la emisiunea Economica. Astăzi vorbim despre o meserie, o profesiune frumoasă, de altfel v-ați dat seama după titlul emisiunii noastre. Invitat domnul Cornel Nițu, președintele CECAR Prahova. Bine ați venit, domnule președinte! Vă mulțumesc, bine v-am găsit. Mulțumesc și telespectatorilor care sunt la această oră în fața televizoarelor și sper să fie o emisiune interesantă. De bună seamă că va fi o emisiune interesantă. Prezența dumneavoastră aici se leagă de un eveniment și anume 13 iulie, Ziua Națională a Contabilului Român. O zi a contabilului care a fost decisă cu doar câțiva ani în urmă. Așa în este. Această dată. Este o zi festivă a noastră. Până în anul 2005, Ziua Contabilului se serba pe data de 21 septembrie, odată iarăși cu, să vă spun, cu o conivență emoțională, sentimentală, să-i zicem, pentru că 21 septembrie reprezenta echinocțul vară-toamnă, când ziua era egală cu noaptea. Echilibru perfect. Echilibru perfect și începutul zodiei balanță. Și știți că la noi profesia contabilă este caracterizată de balanță. Activ egal cu pasiv. Este cumva legată și de partea asta a anului, de sezonul rece, cumva. Exact, da. Trebuie deci, să fim mai cu sânge rece exact. Acolo. Din 2005 s-a hotărât prin, cum să vă spun eu, prin hotărârea organelor statutare ale corpului, cu aprobarea instituțiilor abilitate, ca Ziua Națională a Contabilului Român să fie data de 13 iulie, iarăși o zi cu semnificație deosebită, deoarece în anul 1921, prin decret regal emis de regele Ferdinand, a fost emisă prima lege a contabililor autorizați și inspecțiilor contabili din România. Vreau să spun că o perioadă istorică de foarte mare importanță la vremea respectivă, erau 4 state în lume care aveau o astfel de lege și un astfel de corp. Era prima dată când se înființa cu personalitate juridică și activitate independentă. Era Germania, Italia, Anglia și Statele Unite. Deci Franța chiar nu avea la acea perioadă un corp al experților. Mi-aduc aminte din ce am citit în trecut, că o revistă La Commerce chiar semnifica faptul și reproșa Franței cum România, înaintea Franței, și-a constituit un astfel de corp. Ceea ce vreau să vă spun, că acest decret a fost contrasemnat de ministrul muncii și ocrotirii sociale, o personalitate la vremea respectivă, domnul profesor universitar Grigore Trancu Iași, e un nume cu sonoritate în domeniul nostru științific, și din primul birou, cum ar veni la vremea respectivă, făceau parte un director al Băncii Naționale, vicepreședintele Camerii de Comerț, chiar de la Ploiești era președintele Bursei de Valori a Mărfurilor, Bursei Mărfurilor de la Ploiești, și tot ca un reper foarte important, în anul 1921, în luna octombrie, s-au înființat prima dată filiala Ilfov și a doua filiala Prahova. Deci noi suntem printre primele filiale care la vremea respectivă, din 3.000 de membri, filiala Prahova avea 215 membri. Deci vă dați seama că era o filială destul de importantă în peisajul economic al țării noastre la vremea respectivă. Un secol de organizare oficială exact. A acestei profesii și o vechime și mai mare a rolului contabilului. Așa este. Anul trecut am serbat 100 de ani, deci centenarul de la constituirea corpului. Acum avem 101 ani și noi serbăm ediția a 18-a a, cum să vă spun eu, a înființării, a serbării acestei zile naționale a contabilului român. Ca o perioadă scurtă, așa să vă spun, între 1921 și 1951 a funcționat Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați. A fost o perioadă foarte bună pentru noi. Am fost recunoscuți internațional de foarte multe organizații de profil. În anul 1951, datorită
cum să vă spun, orientării țării noastre o anumită zonă ideologică, s-a desființat Corpul Experților Contabili și până în anul 2005, când deci până în 1989, a funcționat ca un fel de entitate administrativă. Funcționa Corpul Experților pe lângă instanțele judecătorești, dar era ca o unitate a statului, unitate administrativă. Și din 2000, între 1990-2005, s-au făcut demersurile necesare și am redevenit Corpul Experților Contabili și Contabilor Autorizați. Cum ați aprecia traiectoria acestei profesii într-un secol, iată, dintr-o perioadă în care am luat-o înaintea Franței? Da. Și să unde știți, ne aflăm acum? Să știți că și acum ne aflăm într-o perioadă foarte bună. Din Europa, deci din Europa de Est, suntem cea mai mare asociație profesională și cred că și în Europa suntem, dacă nu pe locul 2 sau 3, ca asociație, ca număr de membri. Avem peste 45.000 de membri ai Corpului Experților Contabili și Contabilor Autorizați. Tot ca un reper pot să spun despre Prahova, că la ora actuală noi avem un număr de 1.055 persoane fizice, 301 persoane juridice, 55 de contabili autorizați, vorbind de membri activi. Pentru că la noi sunt două categorii de membri, membri activi, cei care pot practica activitățile, și membrii inactivi sunt colegii ai noștri care sunt în diverse instituții ale statului, ANAF, Curtea de Conturi, chiar și avem la inspectorate de poliție, deci care ei nu pot fi activi și sunt și acolo un număr destul de însemnat, de vreo 280-300 de membri. Acolo nu facem o evidență mereu, pentru că ne interesează membrii activi. Cum se accede în această organizație și ce se întâmplă după ce un contabil este admis în CECAR? Vă fac o corectură, dacă regulă, nu da? Vă deranjează. Vă rog. Noi suntem obișnuiți să-i zicem profesionist contabil. Știți, contabilul, ca o conotație lingvistică, presupune o arie limitată de activitate, știți? Profesionistul contabil are, conform și legislației la noi, ordonanța 65/1994, ne conferă foarte multe atribuțiuni în privința activităților ce le putem desfășura. Să încep înainte de așa, ce activități putem face? Știți, clasic, ținerea contabilității. Presupun că și dumneavoastră aveți un profesionist, era să zic și eu tot ca dumneavoastră un contabil. Absolut. Că e în nuanța mai scurtă, știți? Și eu am un colaborator face da. Parte din, da, din organizația după noastră. Care întocmim raportările, declarațiile către organele fiscale, certificăm bilanțuri, înțelegându-se situații financiare, știți, dar omul e obișnuit cu bilanțul. Facem expertize contabile, expertize contabile cu componentă fiscală, oricum este o plajă mare. În ultimul timp ne-am axat și pe resurse umane, presupun că la dumneavoastră tot profesionistul contabil sau contabilul absolut, care este nașul societății. Care pot este. Să spun că este de mare valoare. Și tot să vă mai spun ceva. Și așa, sau mai bine zic, o apreciez foarte, foarte mult. Da. Absolut. Ați văzut că toate controlele care vin, să mă scuze, poate de la pompieri, poate de la DSP. Primul lucru, îi trimite, du-te la contabilitate. Nu se poate fără. Da. Da, are o nuanță de adevăr și lucrul ăsta. Știți de ce? V-a spus vreodată întrebarea? Pentru că toate riscurile se reflectă valoric în contabilitate. Și contabilul știe că orice amendă, Doamne ferește, dacă vine pompierul, îți dă o amendă, dacă vine DSP-ul, poate să-ți dea o amendă. Fără și atunci discuție. Și în majoritatea cazurilor tot profesionistul contabil sună exact. Și îți spune despre niște modificări pe care exact. Trebuie să le operezi într-o anumită perioadă de timp și nu numai că trebuie să le operezi, că până da. La urmă le cam operează tot el. Exact. Împreună așa. Să revin puțin la întrebarea dumneavoastră și după aia continuăm cu activitatea noastră, că e foarte interesant. Văd că știți o mare parte din ceea ce face un profesionist contabil, să-i zicem. Deci, pentru accederea la profesia noastră, cuprinde două perioade. Perioada de stagiu, deci presupune că se dă un examen de acces la stagiu, examen care este destul de pretențios, să știți. Adică, pentru examen trebuie să te pregătești la 4 materii, de să dau 2 probe scrise. O probă care este contabilitate, fiscalitate și drept, și o probă care cuprinde audit, expertiză contabilă, evaluări și deontologie și etică profesională. Deci 7 materii unde chiar că trebuie să le înveți. Examenul este destul de pretențios,
Chiar acum avem noi la finalul lunii septembrie se va desfășura un examen de acces și invit pe această cale potențialii și doritorii de a face parte din corpul nostru al experților contabili. Se pot prezenta și contabili care nu au studii superioare? Da, pot să dea pentru contabili autorizați. Da? Pentru contabili autorizați se dau mai puține materii, 5, știți cum este, adică, dar tot se dau. Absolut. Și e bine, de exemplu, avem contabili autorizați care sunt ingineri, sunt profesori care, motivațional, eu știu, privind partea financiară sau neidentificarea unui loc de muncă, trebuie să-și găsească și el o nișă profesională unde se poate realiza sau să-și câștige subzistența de azi pe mâine, știți? Și atunci se orientează și spre zona noastră de contabil autorizat. Da. Și cu timpul, dacă foarte mulți, să știți că avem foarte mulți colegi care au fost inițial la origini, au avut diverse profesii. Mulți ingineri, de exemplu, avem și ingineri câțiva, mulți, destul de mulți comparativ cu, da, așa, care pe parcurs și-au luat de contabil autorizat și-au făcut studiile la, fără frecvență, la distanță, cum au putut și dumnealor, și să știți că sunt persoane serioase, adică chiar și învățământul la distanță și la, sau la fără frecvență, pentru un om serios, este o meserie la noi care e o meserie autodidactă. Știți, unde dacă vrei să înveți, înveți. Ca peste tot. Deci se face un stagiu de 3 ani, pe parcursul stagiului se dau examene din 6 în 6 luni, semestrial se dau examene, examene care sunt destul de pretențioase, după care se dă examenul la final, se dă încă un examen, examen de aptitudini. Și după care îmbracă... Deci este o a doua facultate. Să știți că e mai grea decât, da, mai grea decât 3 ani de zile și e mai grea decât facultatea, pentru că examenele, ca să vă dau un exemplu, la examenele, chiar și la cele de acces și de aptitudini, dar și pe parcursul stagiului, n-ai voie la examen să stai cu telefon, cu material informativ, cu nimic. Adică, exact cum suntem noi aici, eu tot le am în stânga, nici măcar în stânga nu ai voie să le ai. Și eu în față. Și dumneavoastră, da, în față, da. Dar asta presupune că trebuie să acceadă. Nu sunt, să nu credeți că acum e omorând, sunt foarte pretențioase, dar presupune ca omul să fie el acolo cu gândurile lui și cu tot ceea ce știe să reprezinte, că sunt lucrări mai mult practice. Și deci, cursanții vin cu o anumită experiență care, da, să știți, îi ajută vin, destul, da, de mult. Îi ajută, da. Dar v-am zis, este o plajă foarte largă a profesiei. Contabilitate, fiscalitate, drept, evaluări, audit, expertiză, deontologia e ca orice meserie, știți, deontologia și etica profesională, numai că la noi e la rangul ridicată puțin la rangul de virtute această materie, pentru că ca experți contabili și mai ales expert judiciar, că știți, e în categoria noastră a contabilor autorizați și a experților contabili, sunt și experții judiciari care fac expertizele în procesul, cum să spun eu, judiciar, și acolo trebuie să ai o conduită și o etică profesională foarte bine pusă la punct. V-aș ruga să dați câteva motive unei tinere care ar vrea să se îndrepte către această profesie, dar nu este decisă sau nu este decisă. Da. A spus foarte bine, unui tânăr sau tinere. La noi, proporția doamnelor și domnișoarelor, să nu facem așa, este cam în jur de 95% în corpul nostru. 95%? Deci, da, așa, din ceea ce știu eu. Deci este o profesie, să zicem, a doamnelor. Deși, mi-aduc aminte la constituirea în anul 1921, din birou nu făcea parte nicio doamnă. Erau numai reprezentanți, poate la vremurile alea, știți, așa erau bărbații, mai imperativ, mai ei să facă parte din toate. Deci la noi cam 95%, deci este o meserie a femeilor. Dar la fel cum, de exemplu, ca bucătari, știți, majoritatea doamnelor sunt gospodine desăvârșite și bucătărese bune. Dar cei mai buni bucătari sunt bărbații. Corect. Așa și în domeniul nostru. Este un domeniu al doamnelor, dar un bărbat când reușește, nu vreau să mă dau eu exemplu, avem destui colegi care sunt buni, știți? Adică sunt etalon, sunt foarte buni. De ce? Femeile sunt meticuloase, femeile sunt răbdătoare, femeile sunt ascultătoare. Și mai au o calitate colegele noastre experte. Știu să se impună. Bărbații, știți, mai diplomați, mai lălăiți, mai știți cum e. Hai să vedem. Femeia, nu, nene, dacă nu o convingi. Deci este foarte greu să convingi un profesionist contabil femeie, doamnă.
Dacă tu nu-i aveți... M-am lămurit, deci m-am lămurit. Colega dumneavoastră e doamnă, da? Exact, și ați văzut, chiar și când îi cer, obiectiv îi cer ceva. Dom'le, vreau și eu să optimizez, să fac, până nu o convingi absolut, de legalitatea și justiția. Am învățat să o ascult. Deci prefer să te duci să vorbești singur în fața oglinzii. Da, deci au calitățile acestea doamnelor, dar vă spun, și bărbații care reușesc sunt cu adevărați, cum să vă spun eu, profesor, să-i zicem în ghilimele, în domeniul nostru economic. Și mi-a spus întrebarea, de ce ar opta cineva pentru această meserie? Pentru că este o meserie curată. Sunteți de acord cu mine? Adică, sigur că eu ca bărbat, dacă aș avea, am fete, trei fete și un băiat și soție, eu mi-aș, pentru soție, să dea Dumnezeu la toată lumea și nepoți, este o meserie pentru un bărbat. Când are soția profesionist contabil, mai ales un om de afaceri sau ceva, chiar e indicat să fie soția în domeniu. Știți cum este? O meserie curată, o meserie, să zicem, bănoasă, adică ți asigură, în funcție de munca și efortul pe care îl faci, ți asigură niște resurse financiare, mai mult sau mai puțin consistente, v-am zis, în funcție de efortul pe care îl faci. E o meserie unde ai contact cu foarte mulți oameni, ai contact cu mediul de afaceri, ai contact cu instituții, ai contact, dar... La fel de bine este și o meserie grea. Pentru că vorba foarte multor colegi de-ai mei sau colege, să le spunem, stai cu arma la picior, deja după data de 15-20 încep să sune agenții economici că ei săraci numai de declarații nu le stă gândul, știți, și începi să-i suni, băi, vezi că trebuie să-ți depun declarațiile, știți cum este, nu mi-ai adus documentul, stai să vezi, nu poți să pleci în concediu. După 25, mai ales că în ultimul timp ați văzut că este infracțiune neplata anumitor obligații fiscale salariale, încep să... El săracul n-are bani să-și plătească salariații și tu trebuie să-l bați la cap. Vezi că ai de plătit colo, colo, colo. Adică, deci are și o latură frumoasă, are și o latură, să nu zicem mai puțin frumoasă, o latură mai grea, știți cum este. Adică, mai un contabil este cicălitor. Știți cum este? Sunteți de acord cu mine? Nu știu. Corect, dacă... mai ales în vremurile astea. Mai ales în vremurile astea, da. Și chiar vorbeam cu mulți că îmi spuneau care ar fi o calitate a unui contabil să care n-ar trebui să fie. Dom'le, să nu fie yes man. Știți? Adică ce zice omul de afaceri, patronul sau, mă rog, colaboratorul dumneai, ce zice aia să facă. Până nu... Adică trebuie să îl contrazică dacă are argumente sau să explice calea cea bună, știți cum este. Adică vă pot spune ce nu trebuie să fie un contabil. Să nu fie yes man, să aibă personalitatea profesională în așa fel încât să explice celui din fața lui că așa trebuie să procedeze. Există un farmec, o frumusețe care să te facă să iubești la un moment dat această meserie, care de afară se vede una, așa cum a spus dumneavoastră, foarte grea, una da, a cifrelor, este. A repetărilor lunare. Vedeți, dumneavoastră, fac o comparație, nu știu cât de e de plastică, cu IT-știi. Ați văzut că sunt în lumea lor. Da, da? Așa e. Te uiți la ei pe calculatoare, acolo, așa sunt și colegii noștri profesioniști contabili. Noi suntem în lumea noastră. Ne place să știm totul la zi, să fim informați. E chiar o concurență între noi, care îl informează primul pe colaborator sau pe colaborator, știți? Devine ca un fel de dragoste pentru muncă, munca de expert contabil și contabil autorizat, știți? Deci cred că aici e ceva asemănător cu IT-ul, știți? Începe să-ți placă. La început poate o faci dintr-un interes pecuniar, știți? Dintr-un interes să te remarci, să îți faci o carieră, dar cu timpul devine ceva, știți, ceva plăcut. Cum cineva se uită la televizor la un film, tu te uiți să vezi ce mai apare nou, te uiți să fii în trend cu informațiile actualizat. Nu pot defini, dar nu știu în ce măsură m-am făcut înțeles de dumneavoastră, cam asta ar fi un profesionist contabil. Care este rolul contabilului în această economie grea, la momentul ăsta mai ales? Mai ales la momentul ăsta. La momentul acesta și să zicem la momentul începând cu anul 2020 s-a văzut totuși. Noi ca și medicii am fost, cum se spune, pe front. Poate a fost un front mut. Noi nu am fost la vedere, dar afacerile trebuiau să meargă. Sunteți de acord cu mine? Corect. Lumea trebuia să mănânce. Magazinul trebuia să funcționeze. Procedurile acelea care țineau firmele exact. În stand-by... Trebuiau făcute documentație. Exact, era exact. Mai greu, să știți că documentația făcută în timpul pandemiei era mai grea decât
întocmirea documentelor. De ce? Că acolo era o rutină. Deja știai ce ai depus, declarațiile, făceai întrebări, era muncă. Ce și... ați văzut, dumneavoastră, presupun că v-ați lovit sau cei pe care îi cunoașteți. N-am apelat la niciun fel de fonduri din astea. Au fost mulți care au avut nevoie, da, să zicem. Absolut, că au fost sectoare întregi. Care și atunci și colegii noștri mi-aduc aminte, trebuia, eu cel puțin, avem clienți în toată țara, m-am dus la Constanța, m-am dus la Brașov, m-am dus în București, am trecut peste regulile, nu am trecut peste regulile clar stabilite. Ați făcut acele, dar acele prudențiale, să nu te vezi, am acolo, făcut și acolo declarații, îmi făceam 2, 3, 5, știți cum e, îmi făceam pentru București și zic, băi, dacă iau spre Constanța, îmi făceam și una pe Constanța, plecam cu 4, 5, că trebuiau făcute, știți, adică am fost tot pe front, cum se zice, cu arma la picior, da? Și ne-am făcut datoria și mai ales în ziua de astăzi când, vedeți, e ca apa, când este o apă într-o găleată și arunci mizerie, nu se vede, dar când apa începe să scadă, se văd toate mizeriile. Așa și acum, când economia duduie, sunt venituri, cheltuielile merg și ele, că se văd. Una e să ai 100.000 de lei și 20.000 de lei cheltuieli, 30-40, nu se văd, dar când îți scand veniturile la jumate... 20.000 e o sumă. Când e tanzi pomandi, cum să știi. Da, că acum suntem oameni, ați văzut. Acum câțiva ani nu te uitai la 500 de lei. Ziceai, bă, haide, unde s-a dus mia să duce și să duc și 500. Acum te uiți și la 100 de lei. De ce? Că îi câștigi foarte greu odată, deci veniturile s-au redus și în al doilea rând cheltuielile s-au dus în sus, cum s-au dus. Știți cum este. Și atunci, tu ca profesionist contabil trebuie să-l ajuți pe cel din fața ta, omul, mediul de afaceri, să traverseze această perioadă. Așa cum avem nevoie de învățătură, de sănătate, avem nevoie și de un mediu de afaceri și avem nevoie ca economia, pentru că toate, știți, trec prin burtă. Omul, dacă nu mănâncă, ați văzut ce se întâmplă, evenimente, pentru o bucată de pâine sau pentru ceva, omul ajunge la violență. Știți că sunt și filme pe această temă, unde neavând ce să mănânce, s-au mâncat între ei. Deci totul până la... burtică. Așa este. Doamne ferește. Există o anumită posibilitate de interconectare, adică un contabil român, cât de ușor sau cât de greu poate face față contabilității unui alt stat? Să știți că poate. Contabilitatea noastră s-a aliniat la standardele internaționale de contabilitate. În primul rând, Corpul Experților Contabili este membru cu drepturi depline a Federației Internaționale a Contabililor, IFAC, dacă ați auzit, și a Federației Experților Contabili Europeni, FEU. Deci, în primul, și plus la alte asociații profesionale, acestea sunt cele mai reprezentative, dar suntem, și în al doilea rând, contabilitatea noastră s-a aliniat la standardele internaționale. Chiar și în ultimul timp, dacă ați văzut, ROFactura, ROTransport, presupun că dacă nu v-ați întâmpinat dumneavoastră, sunt mulți pe lângă dumneavoastră, băi, ce mai fi apărut sau în știri în absolut toate, știți, adică noi ne aliniem cu pași repezi mult mai repede decât alte state de lângă noi. Ați auzit de acel audit fiscal, fișierul de audit SAFT, ROFactura, deci statele din jurul nostru au ales câte ceva. Noi mergem, poate e bine, poate e rău, știți cum este, să mergem cu toate odată și să le facem. Dar cred că în final va fi bine, doar cu rugămintea către instituțiile și organele de abilitate, să aibă câteodată înțelegere că și noi suntem oameni ca și dumneavoastră și nu putem, e ca o cursă. Dacă el ne aleargă cu calul și noi o luăm pe jos, bă, ori mai ții tu hățurile la cal, ori lasă-mă și pe mine să mai mă odihnesc din când în când. Adică să aibă înțelegere și au fost înțelegeri, știți, un fel de amânări din acestea cu sancțiune. Adică să trecem de la caracterul sancționatoriu la un caracter, cum să vă spun eu, mai mult de ajutor, să trecem împreună peste această perioadă destul de grea pentru toată lumea. În această perioadă, iată lumea care spuneați dumneavoastră, această lume a contabililor profesioniști se deschide celelalte lumi. Așa este. Și sărbătorește împreună cu invitați din toate domeniile. Să știți că Corpul Experților Contabili din Prahova, avem o, cum să vă spun eu, o relaționare foarte bună cu autoritățile, instituțiile și celelalte asociații profesionale din Prahova. Avem, cum să vă spun, suntem parteneri cu Camera de Comerț și Industrie Prahova, suntem parteneri cu Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, cu Universitatea de Petrol și Gaze, Facultatea Economică,
Suntem cu agenția pentru IMM-uri, suntem, să știți că suntem și cu, cum să vă spun, cu ANAF-ul, nu mai vorbesc, care avem totdeauna, chiar înainte de pandemie, și vorbeam zilele trecute cu domnul director, că înainte de pandemie chiar ne întâlneam lunar, ne întâlneam noi cu colegii, cu tot așa, și o să reluăm și aceste întâlniri, cu ITM-ul, cu Casa de Sănătate, chiar unde este un coleg de-al nostru director, cu șomajul, iarăși unde avem relații, cu toate instituțiile, cel puțin la nivelul Prahovei, suntem un reper de frunte privind relaționarea cu autoritățile și instituțiile statului și toate asociațiile profesionale din raza județului Prahova. Așa este, și profesioniști din acest domeniu îi vezi peste tot în această structură, da, să zicem, de conducere a județului Prahova. Județului nostru. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim, vă urăm la mulți ani și să fiți aceiași oameni riguroși care trag de mână pe colaboratori. Și noi vă mulțumim, vă promitem că ne menținem la acele standarde ridicate și adresând încă o dată rugămintea colegilor mai tineri, chiar și părinților care au copii care doresc să vină spre domeniul acesta, că îi așteptăm cu drag, da? Să vină în rândurile noastre, să facem și noi să meargă bine în lumea noastră românească. Vă mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, să aveți o zi bună în continuare. La revedere! La revedere!